Aici suntem în Teatrul de Vară, stimați telespectatori, unde de data aceasta, în fața ecranului, în fața dumneavoastră, sunt cei care au organizat această manifestare. Colegii mei din cadrul Centrului Cultural Municipal Bistrița, referenți personal de specialitate, colegi care au pus tot sufletul pentru ca această manifestare să prindă contur, să iasă frumos, să iasă plăcut, să-i putem saluta cu drag pe toți cei de pe toate continentele, din toate colțurile lumii. Un salut cald de aici, de la Oktoberfest, pentru toată lumea. Oktoberfest la Bistrița, în România, se întâmplă, așa este, se întâmplă și aici la noi acasă, în Bistrița, în Oktoberfest, cum poate este la München, cum sigur este în Canada, cum sigur sunt și în alte localități manifestări frumoase. Noi am început o altfel de manifestare, adică sași, români, maghiari, petrecem împreună. E mai greu poate prima ediție, dar este super că se realizează. Costume minunate, stimați telespectatori, oameni minunați, produse super, totul la Oktoberfest, ediția 1-a 2014. Vă spunem noi, de aici, de la Bistrița, și veniți la noi, stimați telespectatori, fiindcă aveți ce vedea. Vă promitem ca și la ediția următoare să vă anunțăm din timp și să veniți cu toții, să vă simțiți bine, să gustați gastronomia super bavareză aici la Bistrița, să dansați aici la Bistrița, să purtați superbele costume germane care iată le poartă colegii mei astăzi în fața dumneavoastră, în fața camerelor de luat vederi. De ce? Fiindcă este mare veselie, stimați telespectatori. Veselie superbă și noi vă salutăm de aici încă o dată, din Teatrul de Vară, din Bistrița, și vă spunem, rămâneți cu noi. Timp de 3 zile petrecem. Poate că atunci când veți revedea această emisiune, vă veți aminti unii dintre noastre sau unii veți spune, da, anul viitor sunt și eu prezent acolo, fiindcă am de ce. Așadar, veselie, totul frumos, costume superbe, mâncare extraordinară, bere de prima calitate. Unde? La Oktoberfest, ediția 1-a Bistrița. Rămâneți cu noi, stimați telespectatori, fiindcă aveți ce vedea în această seară deosebită și, desigur, în zilele următoare. Oktoberfest, Bistrița, ediția 1-a 2014. Pentru televiziunea favorit, Dorel Cosma spune, simțiți-vă bine la Oktoberfest, împreună cu Centrul Cultural Municipal din Bistrița. Oktoberfest! Bistrița, România, 2014, prima ediție! Doar la Bistrița! Bun venit la Oktoberfest! Oktoberfest! I am Alice Leben in Bistritz, 2014. Mit uns zusammen auf die Bühne bitte. Schönen Dank, dass ihr dabei seid. Unsere alle Gäste aus Deutschland und aus Österreich. Domnul primar, domnul președinte, vă rog să veniți mai aproape de momentul inaugural. Și domnul suprefect Michi și doamna Elge, vă rog să veniți mai aproape. Încercăm să procedăm la fel cum se întâmplă la sărbătoarea originală bavareză acolo la München. Domnul președinte, la mulți ani. La mulți ani, petrecere frumoasă. Oktoberfest, ediția 1-a 2014. O idee pusă, avută și pusă în viață, în practică, de Dorel Cosma. Domnul la care îl vedeți acolo îmbrăcat ca un tirolez, este doctor în științe și a avut ideea să facă aici la Bistrița Oktoberfest, prima ediție. Sper că va fi o ediție de început a unui drum lung, cu multe ediții, în care lumea să vină să se veselească, să bea bere, să cânte, să se distreze, așa cum și-a de bine celor care au terminat cu strânsul recoltelor, pentru că Oktoberfestul de aici vine. Petrecerea de sfârșit de toamnă, după ce s-au adunat cele de pe hotar. Noi le-am strâns pe toate la noastre, suntem liniștiți, acum doar să bem bere. La mulți ani tuturor! Viva Oktoberfest! Mulțumesc!
câteva amintiri. Este vorba de simbolul Oktoberfest. Onkel Hans este alături de noi, așa cum îl vedeți și pe scenă în spatele nostru. Și iată-l aici în miniatură, îl oferim domnului primar. Iar mâine rugăm și pe domnia sa să poarte șarfa cu festivalul nostru Oktoberfest Bistrița. Domnul președinte, la fel vă rog să aveți în birou simbolul acestei manifestări și vă mulțumim că sunteți alături de noi la acest eveniment. Aplauze și pentru domnul președinte și mulțumim domniei sale. Avem un reprezentant, domnilor, deosebit, care vine la această manifestare direct din Germania, din Bavaria, rope domnul Michi și soția domnului sale să vină mai în față, fiindcă avem un moment special, vă spunem despre ce este vorba. După cum știți, în aceste zile, la Lincoln se desfășoară Oktoberfestul, care durează mai mult, nu doar pentru la noi. Îi mânăm astăzi diploma și certificatul de ambasador al Oktoberului Fest din Bistrița la Oktoberfest din Lincoln. Mulțumim! Vă dorim tuturor să petreceți, să vă simțiți bine, să uităm de necazuri. O seară frumoasă tuturor și rog pe miștii să dea totul la muzică. Simțiți-vă bine, bere bună de calitate, strudel, cârnați bavarez și multe, multe alte surprize, concursuri. Rămâneți cu noi, mulțumim autorităților pentru prezență. Pregătiți fiecare cu bară în față. 1, 2, 3, 6! Chiar dacă ai dat pe tine, avem un câștigător. Felicitări! Cum te numești? Vlăduț! El e Vlăduț, are 18 ani. Bravo lui! 19! Am zis că ai peste 18, deci ai participat legal. Felicitări! E al tău, o să ți-l și rupem ceva mai târziu. Schneidig mir dein Jodler, Stieheit vor dir, weil erst die Dola auf ein Jodler schwör. All die coolen Sprüche passen nicht zu mir. Schneidig mir dein Jodler, Stieheit vor dir. Olare, olare, olaro.
șprețar Ion Damian. Este aici? Asta, asta. Când ai pregătit că vrei să arunci? Nu arunca că ai lor. Hai, dată! Lăsa-ne! Aruncare bună, bună! Dacă e să comparăm cu cele de seară. Mulțumim, așteptăm să vedem următorul concurent. Următorul concurent se numește Luntetran Sebastian, cred? Dacă te-am potrezat în domnul meu, te-am potrezat, te-am potrezat, te-am potrezat. Sebastian, cine ești cu data? Hai să mergi! Thank you.
schau nicht so geil auf ihre Beine. Das Maß ist voll, sagt der Sepp und nimmt seinen Krug und kippt die volle Maß auf den Chicolo, sein Maßanzug. Du Sau, Sau, sauf mal noch.